Situație dramatică în Buzău. În tot județul există doar 2 medici oncologi la cei aproape 10.000 de bolnavi de cancer. Unul dintre aceștia oferă servicii medicale în privat, iar celălalt este angajat al Spitalului Județean Buzău. Grav este și faptul că din cei aproape 10.000 de bolnavi de cancer din județul Buzău, doar 1.300 sunt înregistrați în evidențele Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Aceasta înseamnă că puțin peste 10% dintre bolnavii de cancer primesc tratament și îngrijire de la medicii din Buzău, iar ceilalți bat drumul la spitale din alte județe sau din capitală. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate, pentru ca situația bolnavilor de cancer să se îmbunătățească, ar trebui ca Buzăul să aibă 14 medici oncologi. Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează noi concursuri pentru ocuparea a 10 de posturi disponibile. În total, unitatea medicală are vacante 15 posturi de asistent medical, 17 posturi de infirmieră, 4 posturi de îngrijitoare și 2 posturi de brancardier. Pentru posturile de asistent medical, candidații se vor înscrie în perioada 9-26 august, iar concursul va avea loc pe data de 2 septembrie. Aceleași perioade de înscriere și susținere a concursului sunt prevăzute și pentru candidații la posturile de infirmieră debutantă, îngrijitoare și brancardier. De multă vreme, Spitalul Județean de Urgență Buzău se confruntă cu o acută criză de personal. Secțiile duc lipsă atât de medici, cât și de brancardieri, îngrijitoare și personal administrativ. Poșta Română va începe pe 16 august distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor către toți beneficiarii din țară. În județul Buzău ar urma să fie înmânate peste 120.000 de decizii pentru recalcularea pensiilor, la acest proces urmând a participa peste 200 de lucrători poștali. Astfel, în perioada 16-30 august, poștașii se vor prezenta la domiciliul fiecărui pensionar pentru a înmâna deciziile de recalculare a pensiilor. Reprezentanții Poștei Române precizează că este important ca beneficiarii să fie prezenți la domiciliu în perioada de distribuire pentru a evita eventualele întârzieri. În situațiile în care destinatarul deciziei nu va fi găsit la domiciliu, procesul se va repeta, însă beneficiarul va trebui să se deplaseze la sediul Casei de Pensii Buzău. Copiii, dar și iubitorii satului românesc sunt invitați în acest weekend la un inedit eveniment organizat la Bisoca, în județul Buzău. Este vorba despre proiectul Știința în Grădină, finanțat de Fundația Comunitară Buzău prin Fondul Științescu Buzău și inaugurat de Asociația Zestrea Bisoceană. Cei care vor alege să-și petreacă ziua de sâmbătă în hub-ul asociației din Bisoca vor avea parte de o zi relaxantă cu activități care mai de care mai interesante. Copiii și părinților vor putea lua parte la ateliere despre viața plantelor și a animalelor, vor putea observa cu lupa insectele din grădina hub-ului și vor afla lucruri interesante despre natură și traiul la poalele munților. Prin proiectul Știința în Grădină, copiii au mai avut parte în această vară de astfel de întâlniri cu natura. Asociația Zestrea Bisoceană a fost fondată în anul 2016 de către 3 surori din Bisoca.